Bună ziua, domnilor și domnilor! Haideți să facem alt ritual acum. Și acesta este un ritual de legare, ca să nu plece cu alta. Este un ritual puternic și are efect imediat, cam în câteva ore. Da? În câteva ore. Este un ritual de legare a unei persoane. De ce aveți nevoie? Aveți nevoie de un castron, orice fel de castron. Aveți nevoie de zahăr, de ață, roză și roșie. Dacă aveți ață sau ce aveți dumneavoastră, lână. Da? Roșu este pentru intimitate, rozul este pentru dragoste. Vă mai trebuie semințe, orice fel de semințe. Eu am semințe de Susan, dar dumneavoastră puteți să aveți semințe normale sau orice semințe. Vă trebuie aloe vera sau cremă de aloe vera. Eu am 3 bucățele. Bolduri sau ace, da? Dar trebuie cu punct alb. Sau ace, dacă aveți ace, e bun și ace. Și un ou. Un ou și miere. O să vă explic ce faceți. Pe poate fi o hârtie normală la care faceți o gaură. Eu am tăiat-o în formă de inimă, faceți o gaură. Și scrieți numele persoanei pe căruia îi faceți. Și pe spate, și prenumele persoanei, data nașterii sau semnul zodiacal. Pe spate scrieți numele dumneavoastră, data nașterii și semnul zodiacal, da? Se scrie cu pix roșu. Pe cealaltă parte se scrie numele dumneavoastră sau persoanei care faceți. Da, și semnul zodiacal. Și dacă știți data nașterii, mai bine. Și faceți 3 noduri faceți 3 noduri. Să fac 3 noduri așa, prima dată la roșu, după aceea la roz. 1. Doi. Trei. Și la roz. La fel. 1. Și le legați bine, le învârtiți bine. Să vă arăt cum. Așa. Formă de cruce. Cam așa ar trebui să fie. Da? Să fie cam așa. Vedeți? Bun. Și puneți în castron, puneți hârtia. Prima dată puneți zahăr, da? Zahăr, am uitat să spun. Zahăr normal.
pune zahăr. Așa. Vedeți? După aceea, în fiecare aloe vera puneți câte un bold, înțepați așa și vă gândiți la el, ca el să nu poată fi cu altă persoană liniștit, nici cu bărbat, nici cu femeie. Puteți face la bărbat, la femeie. Să nu poată fi liniștit și să nu poată fi fericit decât când este cu dumneavoastră. Să nu poată fi, să nu aibă liniște, să nu poată fi liniștit nici fericit cu altcineva. Deci tot timpul să fie neliniștit și doar liniștea să o găsească atunci când vorbește cu dumneavoastră, da, și când este lângă dumneavoastră. Așa. După aceea oul, după ce ați făcut asta, puneți oul. Așa. Puneți semințe, pardon, scuze. Era să uit. Puneți semințele. Semințe. Semințe aloe vera, depinde cum vă amintiți dumneavoastră, da? Ou, un ou, vedeți? Vă trebuie o lumânare roșie, bineînțeles. Și miere. Am întârziat un pic cu mierea, că o aveam în altă parte. Haideți să punem miere acum. Este ou, da? Să îndulcim. Așa. Și apoi puneți o lumânare roșie. Cam de 2 ore, cam 2 ore ar trebui să lăsați lumânarea să ardă și după 2 ore este gata ritualul. Aici ar trebui să fac un cerc, știți? Un cerc. Da, nu prea mi-e să mie cerc, uite cum se... Așa. Cred că este prea mare acesta. Trebuie închis oricum. Eu vreau să fiu un cer, da. După 2 ore, luați o hârtie, auziți, o plasă separată. Puneți într-o plasă și aruncați la gunoi, da. Aruncați la gunoi. Deci, uite, așa trebuie să stea. Deci 2 ore, lumânarea mea oricum nu se consumă în 2 ore, dar 2 ore trebuie vegheat cu o lumânare roșie. Cu o lumânare roșie, da? Care pâlpâie. Cam deranjat-o. Așa. Mă pis o tai. După 2 ore, luați o pungă neagră și aruncați la gunoi. Puteți să faceți cât vreți dumneavoastră, în ce zi vreți, luna, acum este luna în creștere, puteți face până la sfârșitul, până prin 24, 20, 23, 23 cred că este lună plină, puteți face acest ritual. Este bine să fie luna în creștere, dar nu contează luna, nu contează ziua, este un ritual rapid. Cam acesta a fost ritualul. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.